Gheorghe, tot de Raș. Aici. Fetele au pregătit o surpriză pentru Ionuț. Aha. Gata, fetelor. Atenție și... Și mai țapăn, că doar sunteți tinere. E vals. Lasă-mă în pace. Hai, ține, ține și asta. Vai, Doamne. Mai să-mi fac pe taxetare. Am luat premiul tău. Nu l-ați văzut. La o vine, mă județi. Da, nu pe mine mă așteptați. Taci, bacița el, că de 5 ani tot premii ei și berbecul vai de capul lui. Hai, Mișu, no, hai, Mișu, hai cu tare. Băi, e Eusebiu, dar pe Ionuț al meu, nu l-ai adus? Da, mă, cum, nu, ce crezi tu, Jevarvară, că eu n-am și alte sarcini. Pe atunci să-ți iei valea, până nu te arunc cu tren cu tot în râpă. Te felicit. Vă mulțumesc. Totdeauna am crezut și în tine și în Mișu. Tu n-auzi să mângi aici? Odată ți întorc cutia asta cu roatele în sus. Ei, tot era așa. Hai! Și eu ce fac, tovarășe Barbara? Stai aici până la trenul de mâine. Dar mâine nu vine Mocanița, să știți. Muzica.
Să nu i se fi întâmplat ceva. Cui lui Ionuț? Mai citești odată telegrama. Îi bărbat. Ce să-i se întâmple? Om în toată firea. Uite aici. Sosesc, stop. Sosesc în data... Ușor că mă pierzi. Ei, tot eraș. Sosesc în data de 20, adică azi. Că și vremea asta e ca tine. Lasă, lasă animalul, lasă animalul, că n-are nicio vină el. Cu cine seamănă? Cine e apa? A, Ionuț. Mai bine nu seamănă. Acu 30 de ani, când am avut întâlnire cu tine la gară, la prunt, la ce oră ai vint? A doua zi m-am îmbătat că mă sunau. Ce vrei? Omul nu bea numai la bucurie. Fetiță, fetiță. No, tovarășu. Tovarășu, dacă vrei să-l furi, apoi fură-l. Numai spune și mie cine ești, unde locuiești, să știu și eu unde să trimit miliția. Nu mai cunoști, bai, Vasilie. Sunt eu. Ionuț. Copilul Varvarei, e? Bată-te să te bată. Tare mai crescut. Înseamnă că te-au tras gândurile sus, e? Păi, mai am un ceas la schimbat, bă, taică, tu. Ei te așteaptă la gară și tu? Fumezi, bă, de Vasilie? Ba, că m-am lăsat. Zău, de când? De azi. Ce trebuia să-l așteptăm cu atâta pompă? Nu trebuia să te duci la institut să-i rogi să facă practica la noi. Că abia la anul iese inginer. Ce înseamnă că... Înseamnă că trebuie să cerceteze, să vadă care e hiba aici la noi. Cu institutul am mai exagerat și eu. Ce, mamă? Nu vrea să pară că face ceva pentru pruncuit, dacă poate să facă. Ei, mi-am dat și eu importanță. Tu de când nu mi-ai mai dat importanță? După cum te strâmbi, văd că nu prea-ți plac vitele noastre, a? După mie îmi plac. Noi suntem bătrâni, acum e rândul vostru. Numai că tinerii ăștia scaberzele se lasc aici și... călătoresc în altă parte. Mi-au zis Toderaș că abia la anul ce vine ieși inginer. Dar că vara asta să faci practica aici. A fost și voia mamei, da, și voia mea, baciule Văsălie. Și țin să te anunț că nu vreau să fac o practică așa în dorul Eli, ca între rude. Voia ei, oricum voia ta, dacă ai venit, pierzi, Ionuț. Asta e. Cine spune cu ea, pierde. Știu, n-a rezistat cu ea niciun inginer agronom. Eu mai am un an până intru în pâine. Dă-mi un sfat.
Măi, Ionuț, tu dacă vrei să faci treabă, și treabă ar cam fi de făcut, eu am găsit cheia. Că la toate îți trebuie o cheie, nu? Că eu la primară am stat într-o bancă cu ea și eu îi cunosc partea slabă. De atunci am învățat eu cum să o iau. Crezi tu că aș fi ajuns eu la traiul ăsta bun dacă n-aș fi știut cum să o iau? Că taică tu e însurat cu ea de 30 de ani și tu n-am învățat cum. Degeaba l-am bătut la cap. La om trebuie să-i găsești cheia, Ionuț. Ce rău, Bade Vasile? Are milă de omul suferind. Ăsta-i țifru. Aha. Aha. Uite tu, băiatul Barbari. Vara și-a trecut, a făcut practică la Constanța, acum la noi. Că la anul zice Barbara că vine aici, inginer. Hai de mămăruța lui. Să rămână la doamne! Dar și cu el tu, Ioan? Doamne! Doamne, ferește, parcă s-a prostit lumea de tot cu rachetele astea. Dracule, zice, rază de acțiune. Medie, nana Ioană, medie! Dar ce e aia medie? Nici prea lungă, nici prea scurtă. Așa, așa, așa. Hai, Valjeane! Fetuță! Hei! Bă, Vasiliuță, ia vino mă până încoace. Ce-i nene? Bă, ia măgarul ăsta, da? Îl duci lui Vasilie gumă, da? Și spune că îi mulțumesc. Dar numai una îmi dai, că Vetuța, dacă îi duc o scrisoare lui Sâmbotin de la dispensarul veterinar, îmi dă câte două? Ia-i mai bogate, bă! Du-te, bă, Vasiliuță! Vasiliuță 2, că joc fotbal la pitici în echipă! Da, da, bine! Hai, Valjeane, că așa am luat plasă! Vetuță! Alo? 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 Alo, centralista? Nu, centralistul. Auzi, Nelule? Băi, eu sunt Vasilache. Cine? Auzi, băi? Băi, nu l-ați văzut pe băiatul Varvare pe la voi? Pe Ionuț? Cine? Pe Ionuț, băi, da. Crângul mi-a comunicat că l-au văzut la fereastra vagonului. Așa că înapoi nu se putea întoarce. Ionuț! Mama, tata s-au dus la gară să te aștepte. Cum ai venit înaintea lor? Eu am venit cu Valjean, care tot timpul s-a propulsat. Cred că îl hrănește cu trifoi. Ionuț, dacă ai febră și... Și ți-e rău să știi că avem de toate. Ce vrei, un ceai, o aspirină? Ce-i cu tine? Masa! Să vină masa! 75, 76, 7, 7, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 95, 95. De ce nu mai o fanfară? De ce nu mai o fanfară? Doar a venit aici în practică. Ce e asta? Spune și mie, ce e asta? Asta e masă? 1, 2, 3, pui niște... De ce nu 5? De ce nu 10? 15, 25, să vină lumea, să vină prietenii! Lume, lume! E un eveniment, nu? Odată un student în ultimul an și mama s-a lăudat că anul vine în stat. Eu nu sunt fricos cum crede nu știu cine. I-a spus eu, Barbare, că băiatul nostru nu-i prost. 100! Acum gata, coborâți! Nu știi cât am așteptat, dragul meu. Nu știi cât am așteptat. Lumea crede că tu, când ne-au văzut că ne-am întors de la gară, fără tine, tot de răș, mamă. Hai, vin și tu la masă. Haide, șez. Șezi de mâncă, mă, că s-a întors fișorul nostru de la școală. Nu te deranja, Varvară, că eu mănânc cu Vetuța la bucătărie. Mie-mi place să sorb zama, nu ca domnii. Haide, dragule, la masă, Ionuț, Ionuț! Haide, mamă, și mâncă, uite, salată, bef, știu că întotdeauna ți-o plăcut. Uite și piept de curcan, o litră de rom o turnat-o de raș în el când l-o tăiat. Să cobor cu dragul mamii la prunt. Mamă! Ce-o zice lumea dacă te-o văzut? Știam din scrisoarea Niculinei cum o să mă primiți și trebuie să-ți declari toți că sunt profund nemulțumit. Ai văzut? Ai văzut, Togeraș?
puteai chema și șeterașii. Dar tu nu, nu, dar dracule ce ești. Ce-ar fi zis lumea? Lasă lumea, tată, lasă lumea, tată. Nu te lua după lume, că tot timpul te-ai luat după lume. Și uite, uite cum ai ajuns, uite. Da, cum am ajuns? Dreptate. Mamă, te rog să-mi faci mie un ceai de tei. După miros. Mâncărul ăsta n-au niciun gust. Haide, Betuță, haide, și strânge porcăriile astea. Că nici să gătești nu mai știi când te ocupi cu boabele. Boabele, Doamne, iartă-mă, că acum își fac un atac. Lasă-mă, lasă-mă să facă alții, vreau să le pup. Bine, mă, bine. Hai să buști eu cine, tată. Haide, haide. Ce-ți vreți? Nu. Băi, am dat curcanului să bea rum. Și la pomana lui m-am cinstit și eu. Betuță! Da, mama. Adu tu ceaiul de tei. Dar ce e, Varvară? N-ai somn? Tu de-al dracului vrei să dormi aici? Ca să vadă Ionuț care sunt relațiile noastre conjugale, să vadă și să plece. Dar unde s-o dus? Că eu n-am auzit nimic. La Niculina s-o dus, cu ea s-o înțeles întotdeauna. E, frajeme, zărghiți amândoi. Dacă n-a avut cu cine altul să se înțeleagă... Acum dacă am venit la tine, lasă treaba și stai! Că acum întorc foaia și vezi tu pe dracu. Nu știam că e așa de elastic. E mai molcut ca cel din dormitor. Dar cum te s-o betejit, Ionuț? Tot de raș. Că acum 6 luni când am fost la el, n-a venit nimic. Da, Vasiloca lui Nuțu, ce-o avut acum 3 săptămâni? Dumnezeu să-l ierte. Dă-mi și mie, numai un gât. Numai mamă să nu fii. Suferi, îi crești. Vrei să scoți oameni din ei, să fii cineva. Și până la urmă... Nu, dar nu bea de sticlă, că nu-i frumos. Doar avem pahar. Eu m-am gândit să vorbesc cu doctorița, dar după aia tot eu mi-am ținut calea și mi-am zis: dacă află lumea că fiul meu așa și pe dincolo, că m-a înșelăudat, că l-am lăsat să vină aici. Numai tu ești de vină. Nu ți-o ajuns că te-au ales la CAP. Aș mânia pe Dumnezeu să spun altfel. Președinte în locul meu. Ai făcut de mine ce ai făcut, ciurdar! M-ai pus lângă Vasilie Gumă să-ți bați joc de mine. Niculina trebuia trimisă la școală. Nu Ionuț. Ți-am spus de când era mic. El seamănă cu mine, e mai prostuț, așa, mai pe când ea. Ea seamănă cu maică-sa. E isteață, nervoasă. Și eu care credeam că dacă vin Ionuț, adună tineretul, o să irigăm, o să scoatem 9.000 kg boabe la hectar, 6 la grâu, și fiecare vacă să fete gemeni. Visul meu ăsta era tot de raș. Dar tu mai ai vreunul? Să mă mângâi pe păr. Ții minte ce păr negru aveam? Da, visul de producție n-ai?
La 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 la. Ce faci, Niculina? Băi, am auzit că nu dorm noaptea acasă. Nu pot să dorm și să muncesc în același timp. Da? Și pe urmă, casa nu-mi dă nicio bucurie. Da. Fără mama, tata, parcă nici n-ar fi. Când vine mama, nu mai suntem noi. Da. Și atunci, ca să-mi pac și capra și varza, dorm aici, la remorcă. Ei, dacă vrei, te înlocuiesc eu. Pe cuvânt, am și carne. Păi, fără mine, în 3 minute rămâi singur pe tarla. Da. Se duc băieții cât ai zice pește. De ce? Le place muzica, de aia. Auzi, a fost Vetuța pe aici. A zis că ești într-o ureche. Dacă n-ai fost într-o ureche, dragă frate Geamăn. Auzi, mă, eu nu mai mi-aduc aminte. Cine s-a născut primul? Tu? Sau eu, că eram mic? Nu mai mi-aduc aminte. Tu, ha? Ba tu. Tu. Tu ai avut noroc că ai fost băiat și ți s-au îndeplinit toate poftele. De-aia ți s-au urcat gărgăunii la cap. Cum ți-a fost rușine să-i zici mamei că meritai 2 fanfare și 10 pui fripți? Mama trage săraca de dimineața până seara. Cu ce rezultate, surioară dragă? Doar tu mi-ai spus că scoate 3500 la greu și 5 la porumb. Și totul m-ai pus pe gânduri cu ce așteaptă mama de la mine. Scrisoarea ta m-a adus aici. Ce-i cu tine, mă? Nimic, surioară. Iar când am mai auzit că o să fiu inginer agronom în cooperativa agricolă condusă de mama, parcă mi-a explodat o bombă în cap. Te salut. Și încă ceva. Ai grijă cum le cânti ăstora. Să văd și eu cum o să vă faceți planul după ce răgușești. Am întârziat, dar am avut bană pe spate și... E, tu, Sabetuță, tu, de câți ani ești tu la noi? Păi de vreo 3. Dar să nu-mi dați vestea cea bună, că știți, eu sunt sensibilă și... Nu te speria, dar la școală tu te ocupi și de muzică. Dar eu am făcut altceva. E adevărat că la Lupen tata m-a învățat notele, că și el a cântat în fanfară. Mm. Dar eu de ce am mai făcut o facultate? Ca soare, draga mea, nu știi că omul să aibă o facultate. Dar știți, eu credeam, speram, mi-am pus și rochea nouă, m-a chemat cu telefonul, am dat evenimentele așa o importanță și pe urmă dumneavoastră mi-ați promis că mă ajutați, că doar sunteți și președinta femeilor din comună. Frumoasă ești, îmbrăcată ești, cânt și la trompetă. Nu te sfii, dețin toate datele. Băiat, să-ți facă curte n-ai, că după mine Vasilache de la poștă nu-i de nasul tău. Uite ce m-am gândit. Eu am un băiat. Eu nu-ți știu. Când eram noi la gară, el da, favorise la... Ia-l prin învăluire. Poate vă vedeți și voi cu tineretul la un bar. Cu sala și bufetul aranjez eu. Băi, nu mai, mamă, să nu fie. Dar ce s-a întâmplat, mă? Of, dacă ai ști, draga mea, dacă ai ști. Ultima dată când am fost, el n-avea nimic. Atâta doar că s-a speriat când i-a spus că vine la noi. Dar să lăsăm asta. Ionuț e un băiat frumos, liniștit. Seamănă cu dumneavoastră? Nu, no, o tot era seamănă, nu cu mine. Poate cu o inimă de fată, dar face să se vindece. Dar eu sunt mai bătrână decât el. Parcă eu nu sunt mai bătrână ca tot era și-i merge prost. Uite, no, ce no. E să-ți scoți gărgăunii așa din cap. Tu vii la mie și mă informezi ce și cum. Și lasă pe vorba. Uite ce-i mai fată. Am nevoie de 9.000 chile boabe la chepa. Și pentru asta, Ionuț trebuie să fie pus pe picioare. Dacă îl pui pe picioare, să știi că nu-ți rămân datoare. Din partea mea, ți-l dau, de tot. Mie? Salut, ai noroc. Frumoasă taurină, mă. Păi, astfel zilnic. E? Vezi să nu te împungă. Unde-i Vetuța? S-a dus la serele ei. Aha. Ce-i, mă, surioară? Ionuț,
m-a fost îngrijorat, ai plecat cu noaptea în cap. E, tu nu știai că sunt lunatic? Într-o noapte cu lună plină am umblat pe acoperișul căminului. Wow! Ce asta? Împărăția mea, Ionuț. E frumos. Hai să te arăt ceva. Uită-te. Aici? Deci astea sunt boambele tale de care vorbea iubita noastră mamă, nu? Am doar o mână de boabe și țin la ele ca la ochii din cap. 5 ani de trudă. E o plantă nouă, Ionuț. O poți semăna în iulie și în august e coaptă. E un fel de floarea soarelui care dă semințe mari cât porumbul. Ce faci? Pleci? Auzi, Dătuță, de ce nu iubită mama? Deși muncește, săraca. Am locuit vorba cu amenințările. În loc să dea curaj oamenilor, bagă în ei frica. Dar nu asta e boba. Vor producții mai mari, venituri mari. Cum îl critică pe unul, cum pleacă. A zis că dacă nu-i dau într-un an sămânță dintr-o asta, înseamnă că nu o iubesc. Iar eu am o mână de semințe după 5 ani. Iar când i-am cerut un lot pentru experiențe, noroc cu iermulaie, cu sera asta. Acum, cu asta mă ocup în timpul liber, în rest de porci. Ne-am luat un angajament dublu față de anul trecut. Tare greu cu ea, Ionuț. Iar aici, dacă te mai milojești, Semeane, stai jos și vii să-ți iei iar certificat medical, să știi că te scot de la pui și-ți vezi tu pensia când mi-ai vedea eu ceapă. Ziua bună. Noi, Ioane, am oarecare treabă cu tovarășa doctor, așa că... Hai! Tovarășa Varvara, ai totuși un cabinet medical. Toți ăștia de afară sunt niște bolnavi închipuiți. O, Doamne, unde am ostea asta? Într-o piesă. Că dacă ar fi să mă las controlată, păi n-ar exista locșor de pe trupușorul meu să nu mă doară. Dar cu toate astea, ia că te trag, nu vin la dumneata, dar nici dumneata nu mă întreb de sănătate. Nici nu o să vă întreb. Atunci te întreb eu. Cum o mai duci, dragă? Că ai putea să vii și pe la câmp. Acum nu pentru asta am venit să te vizitez. Până când îl duc la un doctor de seamă, rogu-te și fă-i un consult lui Ionuț. Eu știu că tragi să devii medic de nervi. Psihiatru, tovarășa... Tot ai. Dar eu n-am nicio vină că faci pe medicul de circă. Și apoi să știi, nu e rău ca oamenii să știe toate meseriile și specialitățile. Da, dar eu psihiatru vreau să le... Asta-i! Cu psihicul are Ionuț oarece. L-am răsfățat, domnișoară, și acum plătesc. Las loc. Mi-am moropsit fetele, le-am ținut aici ca el să meargă la școli. Să mă dezbrac? Da. Tot satul vorbește că a venit acasă cu un măgar. Și măgarul avea pe o parte valiza lui. Să mă desfac? Da. Și pe altă parte pe el. Eu cred că am învățat prea mult, domnișoară doctor. Azi dimineață i-am căutat printre lucruri. I-am văzut lucrarea. 10 a luat. Studiază, n-o spune dumneata pe ce crezi că o lua 10. Au, mă gândi-l! Importanța pentru economie a plantelor din cultura a doua. De atâtea ori mi s-a spus la județ. Au, mamă, mai... 33. La hectar? Respiră. Plantele din cultura a doua, încât... Eu zbătușită la minte, nu ca el, fraged ca un puiuț. Bine, tovarșa Varvara. Gata? Am să-l consult, însă nu vă promit că am să mă țin de capul lui. Păi... Nici nu te ține de capul lui. Am dat sarcină la alta, drag. Cu bine. Îți
Pregătești calul de drum, a? E, am 50 de cai, Florico. Ia vezi asta, poate e bună. Tovarășul Ionuț? Permite să mă recomand, Savetuța Ilfov. Ah, sectorul agricol. Aveți un an jumate de când... Am mai mult decât dumneavoastră și pe deasupra și o sarcină ingrată. Ce vorbești? Și sarcina asta ingrată nu cumva ține de numele meu? Ha? Ba da. Bună ziua. Dar te-aș ruga să nu stăm în mijlocul drumului, că ne vede lumea și s-ar putea să interpreteze. Doar și să știi că pe mine n-ai să mă cucerești. Ați aflat. Mă bucur că nu trebuie să vă spun eu. Și cum ați aflat? Știi ceva, mie mi-ar fi puțin rușine să fac pe fanfariza. Satuar, deci mi-a dat umbli să mă cucerești? Dar ce sunt eu? Redută? Nu, ce sunt eu? Bună ziua! Bună ziua! Bun. Ia dă pantoful ăla încoace, nu mai stă așa într-un picior ca un cocostârc. Asta ca să vadă lumea, știi, și să informeze că mai da gata, te salut. Ah, și încă ceva, să ai în vedere că eu am capul împărțit în patru, dintre care una este amorfa, aia care se ocupă cu sentimentele. Să rămână conită, ce mai face soțul, ce mai face dumneavoastră? Bine, bravo. Ah, să mă pui și pe mine la curent, deci absolvenții liceului agricol lucrează unul la poștă, unul la lotă, unul la... Așa, bună ziua! Bine o să te sărut, uceritoară! Vezi, mamă, uite, ăștia se pupă. Purice. Și ce dacă am auzit? Fă-te capră. Bun, și? Și mă sui pe tine. Ah, e bună. Op, doule. Câte chile ai? Auzi, uite, te uiți înăuntru? Da. Cine e acolo? Nenea Sibil. Și? David. Și? Și nenea Grigor. Și nenea Grigor ce face? Păi se uită la tine. Cine e nenea? Hai, vină înăuntru. Mulțumim, bătrâne. Rămân dator. Hai, noroc. Nu ți-am spus, mă, doamne, că pe mine mă caută. Sănătate! Salut! Mare Gligor, când era tata președinte, parcă... Puțin, mulțumesc. Parcă erai prieten cu el. Eram, bă, băiete. Dar de când i-am spus Varvarei că dacă pune porumb și grâu, pormă grâu și porumb, apoi o să scoată ea 6 și 9, când mă vede eu ceafa. De atunci mă ocolește și taică tu. S-ar cuveni să se mai pună lucernă. Tot n-au vitele. Cânepă, sfeclă. La noi crește sfecla. Varvarei mai întâi și întâi porumb și grăuițe. Da, și problemele au rămas în vânt. Poate, Sibile, mi-aduc aminte când eram mic. Parcă te preocupau mai mult vitele. Acul interesează televizoarele și casetofoane. Așa-i. Uite ce, am venit aici să vă cer un sfat. Vreau să mă ajutați. Mă, copile, cu dragă inimă. Mă bucur că ai venit. Și eu vreau să vorbesc cu tine. Să discutăm așa câte ceva. Eu am crezut că tu ai venit la practică să te scalzi în Arieș, mă, Ionuț. Și că încolo tu ai intrat din prima zi în gura oamenilor. Dar dacă intri cu folos, nu-i rău, noroc. Creșterea producției de tovarășul dorește ceva? Alo, tovarășul, am întrebat ceva, nu se aude? Mi se pare că a coborât ieri la prunt. Era mâncare. Nu fi Ionuț al mătușii Varvara. Alo, iubi?
faci, bă, băiete? Ce să fac, bă? Puneam niște sămânță. Mi l-a dat sora ta, Vetuța. Te-a trimis maică, da? Hai, străiești. Întotdeauna îi place ei să mă critice prin alții. Pe semne că vrea să mă ajute, a? Ia zi, ce vrea tu, Șa Varvara? Nu m-a trimis mama, mă. Atunci ai venit tu așa, din proprie inițiativă. Exact, tu te ocupi de tineret, nu? Aha. Hai, dă-i drumul la critică. N-am venit să te critic. Da? Atunci de ce te-a luat pe câinele la mă? Uite, are un simț să-l critici extraordinar. Pe taică tu nu-l atre deloc. Auzi, mă, de ce ți-e frică ție de mama? De unde ești? Parcă mie nu-mi e frică. Și atunci ce ne faci? O descurcăm noi. Unde-s doi, puterea crește. Auzi, bă, Ionuț, una e să lovești pământul cu sapa și alta e să-l sapi. Auzi, mă, Iermulaie, noi parcă la școală eram prieteni, mă. Am fost. Și acum? Nu vezi? Tu o să fii inginer, iar eu am rămas țăran. Cum ai putea fi prieten, a? La catară, mă, hai că ne înțelegem noi. Da? Văd că ai o grădină întâia. Normal, mi-a dat Vetuța semințe. Au prins, ia uite. Băi, mă prind și eu. Poate prindem tot satul. Bă, mie nu mi-a venit să cred că oamenii ăștia cumpără roșii și castraveți de la aprozar. Auzi, mă, Ionuț? Mă bucur că n-ai venit pentru baluri. Dacă la anul ajungi inginer și n-ai să te ceri cu mătușa Varvara, înseamnă că o să se mai schimbe câte ceva în vișoara. Dacă tot te-ai întors, înseamnă că undeva în sufletul tău ai rămas același. E de la Vesa, mă, nu te curaște, mă! Lua-te arhinghiri astea! Uneori îmi vine așa să zbor, tată. Să zbori? Chiar să zbori? Spune-mi, tată, dumneata ești schimbul lui Văsălie, gumă la vite? Da. Facem 18 cu 24. Da. Ca la CFR. El a fost frânar. Uite. La orele 18 intru înapoi în tură. Bravo, tată. Bravo. Din președinte brigadier și din brigadier. Acum îmi dai o seama de ce merge bine sectorul zootehnic, doar am văzut cu ochii mei. Mulgem daciile. Iarba-i până la brâu, parcă-i prerie. Prerie? Savană, nu alta. 500 de cai am numărat. Boi, vaci de lapte. Cred că cu laptele care le scoateți, ați putea înlocui apa din Arieș. Știi ce mi-a plăcut la unii oameni? Mi-au plăcut grajdurile lor. Sunt curate, falnice, din cărămidă. Iar înăuntru numai boi, viței, vaci de lapte și în spate ocolurile sunt pline de oi. Măi, băiatul, tati, măi, unde ai văzut o avuție asta? La alte ceapeuri. Cine-o fi? Stai că mă duc eu. Ia vezi. Bună ziua. Bună ziua. Pentru mătușa Varvara ne-a adus la magazin. Dumneata, lucrezi la magazin? Da. Aha, dar ai terminat secția de economie agricolă, nu? Da. Și lucrezi la magazin? Păi da. Hai că e bine. Tată, vezi că ți-a venit ploconul. Nu e plocon. Să știi că le plătim. A, bine, crezi și eu că o să plătiți. Poftiți, tovarășul Tădăraș cel tânăr. Poftiți! Sunteți programat. Tovarășe, eu nu poftesc nimic înaintea altora. Eu am un cult al ordinii și un respect față de cei bătrâni, nu? Și pe urmă eu nu sunt bolnav cu trupul, eu sunt bun. La mine nu se sporăvăie. Ai înțeles? Hai neapăr. Dumneata ești băiatul școlat al Varvarii? A, prigămuiere, mă! Că de când conduce ea, s-au construit 450 de locuințe. S-au vândut 150 de aparate de televizor, 85 de mașini de spălat.
Haide, bade urcan. Gândește să pot face și eu. Lasă că mi-o face doamna doctoriță, că... Nu, aș vrea să știu. De ce stă lachii ăsta al meu noaptea și plânge și scrie poezii? Mm-hmm. Da. Mm-hmm. Ionuț, până nu vine asta să mă înțepe. Ascultă-mă ce-ți spui. Tu s-o crezi pe mumă ta, Varvara. Nu te lua după unul și după altul. Că dacă l-ar fi luat pe Todiraș la infanterie și pe mine la tancuri, azi eu aș fi fost. Da, Varvarei, tancurile i-au plecut, mă. Serva. Haide, bade urcan. Gata, viu. Temperatură normală. Aș putea să știu și eu cât? 39,6 linii. E normal, normal. Și tensiunea normală? 18,11. Da, atât am avut și la Cluj. E tensiunea și temperatura la care mă simt eu bine. Dezbrăcați-vă. Ușor, ușor. Să știți că n-am vrut să vă iau înainte de rând, din dragoste. Respirați față de mama dumneavoastră și nici din considerație față de modul ei cum se comportă față de alții. Întoarceți-vă. N-are pic de stimă față de cei cu studii. Respirați. Nu dă nicio ceapă de gerată pe ei. Expirați. Doar aici? Nu, nu. Expirați. Întinde-te. Să știi că mama are dreptate și am să o susțin până în pânzele albe. Sunt 5 absolvenți ai liceului agricol și în loc să muncească la CAP, fac pe felcerii. E nebun? Nu, nu. Mama, mama! Ce, Ionuț, dragă? Aici sunt. Aici sunt. Mama, mama! Ce-i, dragă? Vai, o-i fi pus iar tablete mai multe în șai, cum mi-au zis doctorița. Dar fată tare bună. Doctorița? Doctorița, da. Dinte pentru dinte. Da. E, lasă eu cu ochiul. Vino-n coace. Auzi, tată, de ce nu-ți dai și pantalonii jos când intri în casă? Nu, mamă. Da, mă. Păi, aici eu-s cu curățenia. Că pe urmă tot eu-s cu curățenia. Mamă, mamă, am avut un vis groaznic, mamă. Ce vis, Ionuț, dragă? Mamă, se făcea că a venit la mine un moș cu niște plete lungi, lungi și o barbă, ma. Nu, n-avea barbă. N-avea nici plete. Era așa, un om cum era tata când era tânăr. Și mi-a spus cu autoritate, așa cum avea tata autoritate în tinerețe, mi-a zis, mă, Ionuț, mă, să-i spui Varvarei cu așteaptă un mare necaz. Ce necaz? Vai, ce vis! Stai! La anul, mi-a zis, producția de grâu și de porumb va fi pe jumătate. Băi, asta s-o creadă el! Ce știe el unde crește mai bine și unde, nu? Acum taci! Lasă-l să povestească, că de asta a visat. Bine, spune. Mă, Ionuț, mă, să-i spui Varvarei că și tu o să te îmbolnăvești foarte rău. Adică eu, că de mine era vorba. Dacă nu îi spui Varvarei să rotească culturile mai larg. Mă, Ionuț, eu știu că bătrânul al tău din vis are dreptate. Că și taică tu mi-o zis, și Vetuța, și Ermolai. Mamă, dacă lucrezi bine, pământul se dublează. Înțelegi, mamă? Și dumneata să ai mai mare autoritate și cu alții, nu numai cu...
subalternii, mi-a spus moș. Dragul man, visele tale sunt cam curioase. Bună ziua, mulțumesc. Să trăiești. Să rămână. Să trăiești. Ce dorește tovarășul de la animale mici? Auzi, te-aș ruga să te faci că îmi faci o injecție împotriva turbării. Ce animal v-a mușcat? Când v-a mușcat? Salut, Ionuț! Ne trebuie capul pentru probe la laborator. Dacă a fost câine sau pisică domestică, dacă a fost lup sau vulpe sălbatică, să știți că trebuie să vă supunem la un tratament intensiv. Bine, am fost înștiințați acum două zile că în crângu a apărut o vulpe turbată. Da, mă, te faci, te faci. A mușcat-o o găină pestiță care tocmai plăcea cu mine. Asta a fost. Timp de 7 zile, pentru început, vă prezentați la injecție. Te-am rugat să te faci că-mi faci fițar mustața pestiță. 7 zile, să știți? Sunteți suferind? Nu. Tu! Ce-i? Ia, uite, Ionuț, fii tu, cum s-a metut acolo pe bancă în parc. Dragul, dragii mei. Savetuțo, nici nu știi ce bine mi-a făcut cântecul ăsta al tău. Mi-a prins o idee. Dar tu cu stomacul, de fapt, ce ai? Nu cu stomacul. Eu cu capul am. O injecție de întărire. Nici nu știi ce bine e să suferi pentru ceva. Pentru ceva pozitiv, vreau să spun. Uite, deși văd tulbure, niciodată nu mi-a fost dat să văd niște ochi atât de limpezi. De un secol nu mi-a mai făcut nimeni asemenea compliment. Te rog, organizează tu o ședință cu tot tineretul din comună. Hă? Și aș mai vrea să-ți mai spun ceva, de fapt să te rog ceva, e în capul meu o dilemă cumplită. Adică dacă cineva vrea bine și repede și altul se grăbește încet, dar cu rezultate la fel de bune, tu, de partea cui ești? De partea amândurora. Spune-mi, tu crezi că mama o să se înțeleagă vreodată cu mine? Ai auzit de războiul de 100 de ani? Parcă mă auzit eu ceva. Atunci înseamnă că și mătușa Varvara are dreptate. Și tu ai dreptate, nu? Și atunci eu de ce n-aș avea dreptate? Auzi, spune-mi, ție îți place Băbeasca? Da. Păi să știi că dacă îi împăcăm, tragem o petrecere pe cinste. Aha. Pe cuvânt. Și Ionuț. Ce? Nu. Injecția. Tovarășul Ionuț. Tovarășul Ionuț. Tu nu. Lasă că vă ghicesc eu. Stai, mă. Tu. Doar nu fii mumătat pe bicicletă, Nicolino. Hai, până la urmă. Hai să vedem. Mi-a fript. N-a inventat încă tu, Haru, bă, asemenea bicicletă care să o țină pe Varvara. Hai, bă. Hai. Hai, acum. Nicolino, numai tu lovești așa de gingaș când e vorba de mumă ta, băi? Pune acolo. Acum, atenție. Hai, acum. Și, hai! Nicolino, să știi că nu reprezintă cât mijlocul de transport, așa că să nu interpretezi. Ce faceți mai aici cu sora mea geamănă? Tovarșul, nu-ți pot să plec? De ce să pleci?
Facem și noi o mică pauză. Aha, și jucați o buză ca să vă mai odihniți, nu? Ascultă, Boianuț. Adică tu îi dai soră-te lecții, nu? Ea care stă de 3 săptămâni pe arie. În timp ce tu te lași transportat. Ascultă, nu te lega de mijlocul meu de transport, că fac cu el ce vreau. Gata, băieți. Pauza s-a terminat. 39,5. Oh. Și doctorița mi-a zis că n-ai nimic. Oh. Dar și eu i-am zis. Leontină, de nu faci feciorul sănătos, te internez eu pe tine. Mamă, internează-o, mamă, dar dacă nu o scos pe Rodica de la alimentară și pe Pompei de la bufet, că au terminat liceul agricol. Să știi că fac 40 de grade. Mamă, de ce nu te înțelegi mai cu Iermulae? Cum nu? Eu recunosc că m-a ajutat. Dar el e cu tineretul. Și apoi tot el s-o lua de mine că am intervenit pentru tine să vii aici numai că el nu știe că eu m-am calăudat puțin. Și uite că ai venit și numai necazuri îmi faci. Hai, mă, nu-ți fac niciun necaz. Hă? Citește. Ionuț, dragă, cum să ridic râul pe deal? E o chestie de perspectivă. O să ridici dacă vrei 9000 de kilograme boabe la hectar. Bine, 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 dragul mami. Numai să te faci tu bine și mama face cum zici tu, că doar un fecior am, nu? Vai de mine, dar și câinele ăla... Mamă, citește-l. Citește-l de 3 ori. Și ce nu se poate, nu se poate. Dar poate se poate. Bine, bine, dragul mami, dar să te faci tu sănătos. Mamă, să știi că... Nu se mai poate face agricultură ca pe vremuri, nu? Știu. Știu, dragul mami. Că doar de-aia te-am dat la agricolă, mai bine nu te dădeam. Deschideți! Ionuț! Ionuț, toderaș! Deschideți! Ionuț! Ce-i, mă, sunt bățime? Ionuț! Ce-i cu el? A mușcat vulpea. Cine? Ionuț! Ionuț? Ionuț a mușcat vulpea? Ionuț! Nana, vară-vară. 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 Așa. În fiecare zi. Oul. Betuța e acasă? Nu, nu e acasă. Nu? Da, bine. Poza, pune-o la loc. Gata? O plâns? Ce-o zis doctorița care? Agronomofilie. Agronomofilie greu, abordabilă. Nu se vindecă cu una, cu două. Am luat-o de la voi. De la mine, dragul tati. Poate de la tine. Eu n-am fost bolnav în viața mea, n-am luat un piramidon. Nici eu n-am fost bolnavă. Doar când am suferit de durerile facerii. Dar dacă știam ce aduc pe lume, mă opream din suferit. Nana Barbara! Da! Nana Barbara! Exagerează. Ce-i vasiluță? Ori veni de la județ! Hai repede! Hai că vin! Da. Togeraș? Curățenie. Da. Eu am treabă la județ. Da. Ai grijă de Ionuț. Da. La porci am dat. A? Ai dat. Da. Și cum te simți, măi, Ionuț? Păi dacă nu m-ar durea burta, aș suferi cu capul. Așa că nu știu ce să prefer. Auzi, ți-am citit din hârtiile alea, scrise la fierbințeală. Boală grea ce scrii tu acolo, mă, copile?
Cum i-ai spus doctoriții că se cheamă? Boala pământului, tată. Boala pământului? Și eu sufăr de boala asta. Și tata a suferit de ea. Țin minte că nu ploua. Sau ploua prea tare. Ieșea pe câmp și vedeam cum se ține cu mâna de pântece. Așa cum te ții tu acum. Năștea durerea din el, așa cum îl durea seceta mare, o rău, o api. La tine boala a evoluat. Tată, de ce nu a ajuns pe mama? E mai bun președinte ca dumneata. Dar de ce o las singură? Ai preferat să te muți la vaci, să te muți în magazie? Tu ești de acord cu ea numai în vorbe, că în fapte... Toate greșelile vechi, i le-ai lăsat moștenire. Și mama săraca le-a dus mai departe, ca pe o de sagă străină. Eu nu zic că tot ce am scris aici e drept. Da, pe aia cu viței care și-au rupt picioarele, puteai să n-o scrii, că doar ești în vacanță. Tată, nu mă băteai când eram mic pentru minciună? Ba, te băteam, dragul tati. Și încă cum? Și ce ai vrea acum? Să vă iau și eu pe amândoi la bătaie? Și pe tine și pe mama? Tu nu înțelegi, tată, că aici se fac greșeli și că vinovatul nu trebuie căutat în altă parte. Mă, Ionuț, tu nici nu ești chiar așa bolnav. Mă, tu nu pricepi că nu pot huli pe maică ta care te-a făcut. Dar să o ajuți, poți? Unii oameni se lasă ajutați, alții nu. Numai boala te-a salvat de mânia ei, să știi, de la mine. Nimeni n-a obținut într-un răstimp atât de scurt atâtea lucruri de la ea. Boala pământului e o boală fără leac, dacă vrei să o vindeci de unul singur. Știu. De asta mă chinui și eu, tată. Apoi eu mă duc. Trebuie să-l schimb pe Vasilie. Asta cu cei care n-au vite, chiar că mi-a plăcut. Adică, de ce să îi ierți pe cei care taie frunză la câini? Oare la tine am auzit-o sau la Iermulaie? Că prea gândiți la fel. Tată, mama mi-a zis că se mănc cu tine. Măi, nu mai știu dacă semăn eu cu tine. Să știi că dacă și dumneata ai suferit de boala asta, nu se poate să mă lași. Noroc, Vasile. Noroc. Stote. Stote. Băi, nu făta niciuna. Pipi. Ba, m-am lăsat. A, așa e, că te-ai lăsat, da. Băi, Vasile, băi, ce tineri am fost și noi, bă. Ce frumoși eram. Și ce boșorogi ai ajuns. Eu, bă, da tu? Te-ai ramolit, Vasilie, te-ai ramolit. Tu n-ai avut niciodată răspundere, răspundere mare. Tu te-ai sfădit cu Varvara? Ba nu m-am sfădit deloc. Rău cu rău, dar mai rău fără rău. Eu singur mă scol, singur mă cul, singur îmi fac de mâncare. Singur am să mormă. Vasile, tu ai să ne îngrop pe toți. Eu? Păi da. Dar am lăsat ciuciurul. Ce te smiochi tu, Lucrețiu? Doamna Varvară, eu nu-ți mă bag în agricultură. Dar unde ai vrea să te bage tu, Lucrețiu? Că doar ai terminat agricolul.
și agricultura a ajuns o spărietoare, nu ți-ar fi rușine, că mai mult nu-ți spun că sunt prietenă cu mumă ta. N-are nicio fractură, tovarșa Varvara. Da. Puteți să vă uitați și dumneavoastră. Dar de ce sunt două? Radiusul și corpul ulnei. Două oase din nascare. Și la oameni e tot la fel. Și am tot două, Baxam. Da, desigur, cu siguranță. Muream ca proastă și nu știam de probele. Astea-s? La bună vedere, dragă, și îmi place că te pricep și la dobitoce. Și tu nu mai plânge, Lucrețiu, și hai, că de atât a stat s-a făcut așezarea, că l-au văd voi. Sunt botine. De mâine treci la grajduri. Poate că acolo cu vacile ai să înveți să vorbești. Și mai ales să spui adevărul. Veterinarului să-i zici când s-o întoarce de la oraș, de la draga lui nevastă, că hârtia pentru desituire e gata, semnat. Duhoi tu ăsta milițianului că te așteaptă să descrii ce și cum, asta e ad vițelul ilegal. Și să nu te mai prind că te uiți la vetuța. Înțeles? Sărbuna. Bine. Bine, bravo, bravo. Băi, 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 băi. De Traiane, ține dreapta, vreți să accident, da? Nu, m-am uitat să văd pe cine transporti, că mi-am uitat ochelarii acasă. Umbrela. Aoleu, dar să știi că am să te răsplătesc. Mie nu-mi place să profit. Zău, și cum ai să mă răsplătești? E? Auzi, ia un măr. Are potasiu. Da, i-a dat și Eva un măr lui Adam. Altfel ar fi dat o prună. O prună? Oh! Auzi, mergem undeva sau nu mai așa să ne vadă tușa Varvara? Nu, îți pare rău că ți-a dat o sarcină, nu spune! Nu, no, să fiu sincer, ești tu bolnav, drăguț. Da, o, da, chiar am un plan. Până la stația de radioamplificare ți-l spun. Hai! Hai! Alo? Da. Tușa Varvara? Ce e, Rodică? Și am pierdut din vedere. M-aș fi dus să văd, am clienți. S-au adus ouă de prepeliță proaspete. Sunt întăritoare. Să-ți aduc? Nu, mulțumesc. Eu sunt destul de întărit. Eu nu sunt. Iermola aia a zis că mă bagă în agricultură. Atunci să-ți faci o omletă din 20 de ouă. Lalo! Varvară, fetele îs mari, îs ca și în pâine, Ionuț va fi și el în pâine, așa că... Așa că ce? Așa că m-am hotărât să divorțăm. Da. Tu vrei să divorțezi de mine? Da. Dar pe mine m-ai întrebat? Vrei să te distrug? Pe mine! Te distrug! Nu, să mă distrugi pe mine! Da! Dar cine ești tu să mă distrugi pe mine? Stai jos pe scaun! Nu stau! Stai jos! Nu stau! Nu țipa! Nu mai niciun de nu stau! Mai bine analiza ce scrie fiitul acolo! Și ai vedea unde... Unde... Ce crezi că nu am analizat? De ce zac și sunt bolnavă? Din pricina analizei! Of, n-am somn, înțelegi? Și tu în loc să vii, să ne sfătuim? Tu vii să-mi spui de divorț! Ei, nu! Că lasă că te scot și de la vite! Și te pun... Te pun... Ce să mă pui? Că mai jos n-ai unde să mă pui! Ba da! Te pun! Lasă că... Ah! Am găsit! Podar! Podar? Să treci luntrea peste mure, știi? Și baba Anica să-ți deie 10 bani de pomană! Ah! Calamiloci! Da! Fie! Fie!
aveți ceva de comunicat, banda înregistrează. Eu sunt plecat la ședință. O ședință extraordinară de UTC. Dacă e ceva mai deosebit, sunați la miliție la 1, 2, 3. Vasilache Urcan, Zislache. Vreau să vă arăt că în materie de tehnică fac orice. În regulă, Lache, rămâne cum am hotărât. Te salut. Salut. E bine când oamenii se cunosc. La început te credeam un fel de puiul mamei, așa, cam maiorit, poate și un pic bolnăvior. De fapt, ce-a fost cu boala ta, că nici acum nu pricep. De frică, fată, de frică. Acum că suntem doi, parcă e mai bine. Nu o să fim mai mulți. Eu o să-mi văd de treburile mele, tu o să-ți vezi de treburile tale, o să ne întâlnim pe stradă, o să ne dăm bună ziua și... Ionuț! Tovarăși Ionuț! Ia bicicleta! Fugi! Hai! Tovarăși Ionuț! Tovarăși Ionuț! Tovarăși Ionuț! Tovarăși Ionuț! Ce tot numele acolo, Toderașule? Poate. Eu? Nu număram. Citeam hârtiile alea de mi le-ai dat tu, de la Ionuț. Și ce părere ai? Pe ce părere să am? Stai mă, Dihane. Seamănă cu mine. Te critică. Dar nu peste tot. Îți mai găsește și de-alea, cum le zice... Stai mă, că nu e pentru tine. Circumstanțe! Da, ei lasă că-i arăt-o lui Circumstanțe! Unchiule! Unchiule! Da, 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 da! Unchiule! Unchiule! Stai mă, ce e, Rodica? Unchiule, să știi că dacă pe mine mă ia de la magazin și mă dă la Galina, ce? Eu mă execut, să stai știi! Puțin, stai puțin, că eu nu te pot ajuta. Cel mult pot să-ți alin sufletul. Ia uite ce scriam eu aici. Foaie verde, lemn pătrat, a venit furtuna în sat și se duce la Arad. Sau facem altceva, uite, Rodica, treci tu la vaci și trec eu la Galina ce. Unchiule! Tovarășe Varvara, eu nu mă duc la taurine. Eu nu mă duc la taurine, mătușă Varvara. Mătușică Varvara, eu nu mă duc la taurine. Ți-am mai spus, eu nu mă duc la taurine. Mie-mi e frică să merg acolo. Ce să fac? Sunt singur, nu merg la taurine. Mătușică, mă înțelege-mă, mătușică Varvara. Nu vreau să merg la taurine. Ce mă, Pompei? Să rămână, mătușă Varvara, tovarășe Varvara. Noroc, Vera. Am o invitație. E vorba de o ședință specială. Mi-a zis că dacă nu mă duc, mie mi-e frică de taurine. Știi bine că auzi? M-am avut bine cu ele de mic copil. Te duci, dragă Vere, și faci tot ce ți se va spune, înțelegi? Hai, de ce nu ți-o dat mumăta la Bele Arte, dacă nu ți-a plăcut agricultura? Hai, Ermolai! Stai așa! Hai că avem treabă! Ai înțeles, mă? Haide! Știu eu de ce îi place să muncească la bufet. Rodică, grăbește-te la ședință! Vezi să nu întârzi! Ce-o fi tu, Ioane? O fi oareci. Așa e, așa e. O terminat agricola și stă la alimentar. Să-l ține după lache. Ne. Bună ziua! Bună ziua! Haideți și voi. Vă salut! Mă rog, seara una. Trebuie să știi că sunt de acolo, zbor referatul pe vară. Mă rog, băieți. Saveta! Doar și vreau să cred, da? Haide și voi. Saveta! Încerc să stau de vorba. Ionuț! Bine. Iertați-mă. Da, da. Ionuț, am auzit că vrei să o critici pe mama.
Mama poate să fi greșit, dar să știi că fără ea satul ăsta n-ar fi arătat așa. Surioră, nu am nimic cu mama. Eu am și am cu metehnele ei. Eu nu mă duc la taurine. Ți-am mai spus, mie mi-e frică de ele. Vulcane, crezi că o să reușească, mă? Ia zi. Lache mi-a spus că-s hotărât. Și dacă îi ajutăm și noi, atunci... Privit! Deci asta e surpriza de care îmi vorbeai, da? Că doar serele de legume le-ați văzut mai de mult. Acum și florile. E, da. Că și ele fac parte din viața noastră. Mă bucur de ce văd aici în seară, Varvară. Dar recolta de porumb nu v-a plăcut așa, prim secretar. Că doar și tot iaraș m-a ajutat. Apoi, Varvară, asta și așteptam de la tine. Deși... știi tu bine că se putea face și mai mult. No, lasă să vedeți la anul. Locul întâi pe județ. Că doar și eu nu ți-o gândit așa, ba da. Și mie îmi place băiatul ăsta. Am stat de vorbă cu el. Să știi că a făcut în practică treabă bună. Bună ziua! Eu zic că n-ar fi rău ca la anul când termină să vin aici. E bine pregătit, e inimos, i-a mobilizat și pe tineri. Seamănă cu mie. Poftim. Mulțumesc, Varvară. Să ai grijă de tineri, Varvară. Să știi că ei sunt nădejdea. Și noi, când am fost de anii lor, alții au avut încredere în noi. Asta așa e, ce să mint, dar nu mă las. Păi să nu te lași, Varvară. Păi așa-mi-s bătrână. Oh, nu mă las. În ceea ce mă privește, Ionuțule, rolul meu s-a terminat. Deși, după câte știu, mama nu ți-a dat termen. Când să încetezi. Și în ceea ce mă privește... ce? Voi fi cel mai serios și sobru inginer din Vișoară. Și cu cea mai veselă nevastă. Încearcă prin apă. Odiaraș, cum vrei supa? Mai grosuță sau mai subțerică? Mai subțerică și cu aripioară. Da, o țelinuță și un morcovel, vrei? Țelinuță, credeam că ai uitat ce-mi plăcea mie în tinerețe. Și pe voi ce vă umflă râsul? De când se râde la masă? Ce sunteți pe tarlat? Ăsta e morcov, nu morcovel. Mamă, te rog, invit-o și dumneata, că eu zău. Ce să mai inviți? Nu vezi că se îmbolnăvește de bucurie că ai adus-o aici? Tovașa Varvara, știți? Nu știu nimic. Stai și mâncă cu noi. Și-ți mulțumesc că l-ai pus pe picioare
Pe nepricopse tu ăsta. Varvară, fără atac la persoană. Bine, bine, Toderaș, bine, dar să știți că de acum încolo cea mai grav bolnavă eu am să fiu. Așa că să vă țineți. Gata, mulțumesc. Nu, nu, îmi dați voi. Ce vrei? Celinuță. Și morcovel? Și morcovel. Va, și o aripioară? Da.